Uite ce fain e aici, mă, incredibil. Salut! V-ați întârziat, nu? Trebuia la fix. Da, da, trafic și... Dar de ce ești îmbrăcat așa frumos? Păi prezentarea casei. V-am zis să puneți o cămașă pe voi. Mă, eu mă îmbrac frumos că e casa mea. Ha, luați asta. Ce, vrei să vinzi casa deja? Mă, e suportul de prezentare, să mă puteți urmări. Dar ce, e tur ghidat ca la muzeu? Cum e, Mircea? Bine, am avut ceva treabă de dimineață, am fugit până... Nu, tu mă, că nu mă interesează de tine. Casa cum e? Casa e bine. E bine. E ce trebuie. E bine și ce trebuie. Trei ani m-am chinuit să termin casa și voi mă luați cu e bine și ce trebuie. Așa, prieteni, sunteți voi? Niște adjective n-aveți și voi. Ai învățat din mapele astea și hai jos să vă arăt terenul. 3000 de metri pătrați. E cel mai mare teren de pe stradă. Am pornit cascada, am oprit cascada. Vezi? Și poți să faci așa cât vrei tu. Ia uite, a pornit ploaia. Aceasta este ploaia de la piscina. Structura casei e pe lemn. Lemnul ăsta l-am adus din Finlanda. Ia uite, 20.000 de euro. Geamul ăla de acolo, numai ăla a fost 15.000 de euro. Și lemnul ăla de acolo e de la Reghin. Dar l-am tratat în Austria. L-au tratat austriecii cu respect și l-am adus înapoi. Ce faci pe telefon? Ce, că am treabă. Ce treabă? Aici se laudă un om, nu? Latră un câine. Ha, mă, că am înțeles ce ai zis. Ce ai înțeles? Păi că ai adus peștii din Australia și lemnul din Finlanda cu peștii sau cum. Ia uite, mă, la el, ia de telefonul cu acea. Hai! Gata, că nu te poți concentra. Și voi. Tăi n-am stat pe telefon deloc. Hai, trebuie să ne dăm un pic silința. Ia uite-mă la ei. Domnul, se poate la baie? Tu n-ai auzit? În pauză. Prezentăm piscina și după aia luăm pauză. Vecinii ăștia au maxim 500 de metri pătrați fiecare. La mine numai lacul e 450 de metri pătrați. Mozaicul ăsta l-am adus din Mozambic. Mozambic? Cum să fie din Mozambic? Din Italia l-am adus. A. Dar nu orice Italia, Italia de Nord. Acum apa, dacă pui mâna pe ea, uite, poți să bei dacă vrei. Vezi? Casa nu-i tratată cu clor, e tratată cu potasiu. Că potasiu îi face bine pielii, care e izotopii. Simți miros de clor? Simți miros? Nu simți. Așa că nu simți? Nu simți. Bun, hai, gata, luăm pauză 2 minute și continuăm. Bă, voi ați înțeles ce au zis? Că, adică, eu m-am uitat la el, am văzut cum îi se mișcă gura, așa, știi, dar n-am înțeles niciun cuvânt. Pentru că sunt foarte grele prezentările astea cu laudă. Tu ai văzut că acum au început să bagi geografie, chimie? Băi, eu nu mai duc atâta. Deci, nu știu, când la 20 de ani puteam să mă întâlnesc cu 4 prieteni care își luau mașină nouă, se lăudau o zi întreagă, a doua zi eram ok. Păi acum, după o laudă din asta, îmi iau o lună să-mi revin. Da. Tu ce faci, mă, înveți? Nu, m-am uitat la o fază aici. Aha. Tot cilarul. Da. Piatra din Cipru, lemn din Finlanda, travertin din Egipt. Dă-mi voie să-ți arăt panorama. Efectiv, ești deasupra orașului. Aici este un barbecue. Cu stuco venețian, imaginează-ți că-s 5 km de sfoară. Gata prezentarea. Și înăuntru ne faceți un tur? Da, mă. Înăuntru semestrul viitor, că nu e gata. Întrebări? Când bem? Întrebări despre casă? Când o dăm casa? Bă, dar voi ce fel de prieteni sunteți? Dar vouă chiar nu vă pasă decât de voi? Dar nu vii rușine așa un pic? Oh, ia, hai, scoateți o foaie de hârtie. Extemporal, scoateți o foaie de hârtie. Hai să vedem acum care-i prieten de nota 2 și care-i prieten de nota 10. Prima întrebare. Câți metri pătrați de teren au vecinii și câți metri pătrați are lacul? 2. Câte feluri de lemn sunt? Descrieți traseul lemnului de la început până la final. 3. Câte elemente chimice conține apa din piscină. Specificați care elemente sunt benefice pielii. Punctul 4. Scrieți un eseu argumentativ prin care să demonstrați că asta este cea mai frumoasă casă pe care ați văzut-o. Cât să fie de lung? Minimă pagină. 5 pentru cine vrea nota 10. Câți pești sunt în lac? Dar asta nu mi-ați spus. Păi ce, vrei să-ți dau tot umor în gură? Trebuia să numeri. Ai stat pe telefon. Domnul, pare la 3 doriți și reacțiile chimice cu elementele sau pur și simplu elementele separat? Că pot pune cu valențe și reacțiile chimice și rezidu. Da. Da. Pune și așa. Chiar efectiv așa... Scriți! Ce scrii la 2? Nu știu cum am zis, scriu numai lemne. Câte de lemne e?
E, ce ai scris? Ceva cu Australia. Cu... Și Zalău? Ce Zalău? Redin? Alo, alo! Cap în foaie. Dragilor, v-am corectat lucrările și sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte slabe. Îmi pare rău. Cristi, ai răspuns la câteva întrebări, dar e insuficient. Da, e pentru că n-am primit apă, am fost deshidratat, n-am... Nu vreau să aud. O să ne vedem maxim o dată la 3 luni la o bere. Atât. Paul, tabula rasa. Nu mai vreau să te văd în viața mea. Nu mai avem ce discuta. Ia uitați. Așa arată lucrarea unui prieten adevărat. 10 mici. Bravo! A știut până și câți pești sunt în lac. Câți pești sunt? Păi sunt două tipuri de pești. Sunt aia mai mari, 47 bibanul se numesc, și sunt aia 23, sunt aia mai mici cu solzi. Tu cum poți să reții chestiile astea? Eu am o afecțiune a mea mai complicată. Ce afecțiune? Miciudă grav, adică gen dau seama că nu pot să am și mă compar și gen eu nu la noapte nu pot dormi din cauza asta. Vedeți? Ăsta prieten adevărat. Pentru astfel de prieteni merită să faci o casă, simți că miști ceva în ei, dar nu tabula rasa, dorm cu capul pe masă. Mircea, nu ți-e foame? Hai să mergem să mâncăm ceva. Merge și numărați pește din lac.